ultimele semne a ultimilor timpuri sunt în stadia finală. Ultima promisiune a Domnului Iisus care se află în Apocalipsa, ultimul capitol, 22, versetul 20. Știți care este? Ultimele cuvinte. Ultimele cuvinte, următorul verset, Ioan deja îl zice. Dar ultimele cuvinte a Domnului Iisus, care încheie Biblia, sună în felul următor. Trei cuvinte. Eu vin curând. Tradus curând, acolo scrie, eu vin repede. Parcă e în grabă. Eu vin repede. Și El este Cel care vine foarte repede. Dar este o parte tragică în aceasta, în venirea Lui. La Luca, capitolul 14, Domnul Iisus spune o pildă că El a pregătit o cină și a chemat la cina aceea pe cei invitați. Și trimite ca să strângă pe cei invitați și se duce la unul, la doi, la trei și toți au scuze de ce să nu vină. Vine înapoi și tatăl trimite înapoi, spune, du-și și cheamă pe orice orb, ciung, calic, cel care nu are merite, ca masa mea la cină să fie umplută. Până la urmă nu se împlini și atunci și duce cheam pe oricine, fiindcă cei care au fost chemați, nu au fost vrednici. Și el termină istoria, foarte tragic, spune că toți, niciunul din cei care au fost chemați nu va lua parte la masa, la cină cu mine. Wow! Tragic, nu e așa? Ceea ce mă ajută pe mine în timpurile acestea, în așteptarea venirii Domnului Iisus, ceea ce mă ajută pe mine sunt promisiunile Lui. Ele, pentru mine, sunt ca rădăcinile unui copac. Vedeți pe ecran. Promisiunile Lui Dumnezeu, care este absolut crucial pentru fiecare cel care se consideră credincios. Fiindcă în criză ele te vor ajuta să ieși biruitor și să rămâi tar. În zile de belșug, ele te vor ajuta să rămâi smerit și să nu cazi de mândrie. În zile de fericire, vei rămâne calm înțelegând că și fericire pe acest pământ este temporară. Ele trebuie să ajungă să devină convingerile noastre, datorită cărora noi ne creăm valorile, cultura noastră sau felul nostru de trai în fiecare zi. Ele trebuie să fie cele care ne călăuzesc în fiecare zi și indiferent care n-ar fi situația, ele trebuie să ne ajute pe noi și pot să ne ajute pe noi să ieșim absolut învingători în orice situație din viața aceasta. Începem o nouă serie de mesaje, 7 promisiuni cruciale, le-am numit, cele care le-a dat Dumnezeu. Ele sunt mai multe, nu sunt așa de mult, dar unii învățați sau unii cercetători care au cercetat sau încercat să vină cu o concluzie de câte ori pe paginile Bibliei găsim promisiunile lui Dumnezeu, nimeni nu poate să ajungă la o concluzie critică sau fixă. Unii spun că sunt în jur de 3.000 de ori repetate, alții spun că în jur de 7.000, așa că nimeni nu știe cel puțin ce vorbește aceasta, că Dumnezeu repetă din nou și din nou aceleași promisiuni copiilor săi. Numai că vreau să fac o remarcă înainte ca să ne ducem la promisiune de astăzi. Majoritatea promisiunilor lui Dumnezeu sunt condiționate. Știu că prea mult se predică o evanghelie necondiționată. Și este adevărat că sunt necondiționate. Mai ales dacă vorbim de dragostea lui Dumnezeu, ea niciodată n-a fost condiționată. Dumnezeu iubește. Pe dânsul nu poți să-L pui în condiție, iubești dacă, la dânsul nu este aceasta. Dar tu nu poți conta pe iertarea lui Dumnezeu dacă nu vii la El în pocăință. Poți să știi orice mic detaliu și orice promisiune a lui Dumnezeu. Poți să contezi cât dorești pe milă și pe har, dar dacă nu vii cu regret înaintea Lui, tu nu poți conta pe iertarea Lui. Nu că El nu te iartă, dar tu trebuie să faci. Cu alte cuvinte, este o condiție. Tu nu poți avea parte de mila Lui dacă nu te lași de căile tale, care sunt păcătoase. Tu nu poți fi moștenitor dacă nu accepți să trăiești viața aceasta după voia Lui. Tu nu poți să împărățești cu El atunci dacă nu asculți de El acum.
dacă n-ai învățat să asculți acum de El. Astăzi vorbim de prima promisiune, care stă în capul la toate promisiunile. La final, vom face o concluzie care este ea. Nu o zic acum. Din pilda dată de Domnul Iisus, despre Tatăl și cei doi fii ai Lui, dorim să scoatem acest adevăr, care este promisiunea cea mai mare, fiindcă aceasta este una din cele mai frumoase ilustrații care ne arată inima Tatălui față de copiii Lui care sunt căzuți. Haideți acum să ascultăm, cu voce tare să ascultăm pasajul despre care vorbim acum. Te rog. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature din roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Și a venit în firie și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe curmazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițerul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească. Ajută-ne, Bunule Tată, să înțelegem frumusețea inimii tale aici. Știi ce mă miră în istoria aceasta? Că tatăl parcă este inactiv, parcă este pasiv în toată istoria până la final, când fiul, după ce a trecut toate etapele degradării, singur nu se întoarce înapoi. Interesant că istoria aceasta ne arată patru etape de degradare a unui copil al lui Dumnezeu. Înțelegeți că Domnul Iisus ne spune pilda aceasta arătându-ne un exemplu inima Tatălui Ceresc referitor la copiii Lui pe acest pământ. Patru etape. Haideți să vedem, vom trece repede, fiindcă le vom repeta de două ori. Patru etape în procesul de cădere sau de distanțare, de plecare a fiului de la tatăl. Prima etapă este când fiul cel mai mic cere partea lui de moștenire, avere, pe care avea să o moștenească după moartea tatălui său. Vă imaginați, după lege, el avea dreptul să intre în moștenirea averii sau părții de avere a tatălui său numai după moartea tatălui. Imaginați-vă imaginea aceasta, istoria aceasta, când fiul cel mai mic, lui ia aparținea o parte de avere mai mică decât celui mai mare. Vine la tatăl și zice, tată, dă-mi partea mea de avere, fiindcă eu am un plan să-mi pun viața mea pe roate și am nevoie de bani, dar nu am când să aștept până când tu vei muri. De ce e dă-mi acum? Tragic, nu-i așa? Ce a simțit tatăl în momentul acela? Vă imaginați pălitura fiului asupra tatălui în clipele cele? Tatăl a înțeles totul. Că atitudinea fiului față de tatăl său este rece. Dar mă miră faptul că în momentul acesta tatăl nu zice nimic.
Domnul Iisus avea să zică dacă era altfel. El nu zice nimic, nu încearcă să-l convingă, fiule, nu este bine, nu este frumos. Și chiar dacă, și chiar dacă avea tot dreptul să nu-i dea, îi dă partea de moștenire. A doua etapă este etapa în care fiul a primit ceea ce a cerut și simțindu-se cumva stăpân pe ceea ce poseda, el merge mai departe. A doua etapă de degradare de la Dumnezeu este atunci când dorești să fii independent de tatăl tău. A doua etapă este plecarea fiului cu averea după puține zile, se spune, într-o țară îndepărtată. Fiindcă fiul s-a simțit că el poate să fie independent de tatăl și dorința fiului era ca să plece mai departe de tatăl. Înțelegeți? După atitudinea rece pe care o ai de cineva, urmează următorul pas. Urmează distanțarea. Dar știi ce mai este interesant? Ce a făcut tatăl în acele puține zile ca să prevină plecarea fiului? De ce nu a lucrat? De ce nu a reușit? Țineți minte, vorbim de Tatăl Ceresc și copiii lui. Vom răspunde la întrebările acestea, vom încerca cel puțin, așa cum am văzut eu, vom răspunde mai târziu la întrebările acestea. A treia etapă de degradare este atunci când fiul a luat, se simte independent și începe să facă ceea ce dorește cu viața sa. Se simte liber. Numai că libertatea, am numit-o libertatea care distruge. El s-a simțit independent, numai că în momentul acela începe degradarea. Începe viața destrăbălată. El are bani și mulți prieteni, cel puțin are bani. Prieteni deja va vedea mai târziu dacă îi are. Dar bogăția, știți cum se zice, câștigată peste noapte, nu ține până dimineață. Și curând el începe să realizeze că tot luxul care se părea așa frumos și lux, era numai o învelitoare care interiorul era atât de putred și mucigăios. Și din nou aceeași întrebare. Înțelegeți că perioada în care se întâmplă toate acestea nu este o zi sau două, probabil că ani a durat. Și imaginați-vă că eu m-am născut în Mingir, raionul Hâncești. Țara îndepărtată în timpurile cele nu era, știți, să zbori cu avionul peste mii de kilometri. Era sute de, poate să fie 50 de kilometri, poate să fie 100 și mai ales în area în care vorbește Domnul Iisus. Acum, de la Mingir până la Chișinău sunt în jur de 100 de kilometri. Distanța ca să o parcurgi cu măgarul sau pe jos ia vreo 4 zile. Aceasta este o țară îndepărtată deja. Imaginați-vă că tatăl aude că fiul tău s-a legat cu prostituate, s-a apucat de băut, a început să consume droguri, a început să joace la jocuri de noroc. Vine cineva și îi spune tatălui că fiul tău se află în așa situație și din nou o tăcere, din nou vedem că tatăl nu face nimic, nu întreprinde nimic, nu trimite pe cineva și el singur nu merge. Este etapa în care fiul degradează mai tare și mai tare, după care se începe ultima etapă. Realitatea vieții la distanță de tatăl. Și aceasta este scris în versetul 14 și 16. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete în țară, spunem, și el a început să ducă lipsă enorm de mult, prietenii au dispărut undeva, și el, ca să poată cumva să supraviețuiască, se alipește de unul din locuitorii țării acelea sau orașului acelea și se angajează la el ca să meargă să fie porcar. Să-i pască porci. Era una din ultimele meserii pe care cineva dorea să le aibă. Așa de puțin era plătit că nu ajungea nici pentru roșcoavele pe care le mâncau porcii. Și aici și mai tare mă miră faptul
că tatăl auzind că fiul este în așa o criză de mare, în așa o rușine de mare, că el paște porci și mănâncă roșcoavele cu porci, având angajați, nu trimite pe nimeni să-i ducă ceva bani, mâncare, cumva să-l scoată, să-l tragă din situația aceea. Vorbim despre Tatăl Ceresc și copiii lui. Nu întreprinde absolut nimic. Cel puțin nu vedem să întreprindă ceva. Și întrebarea este, dar unde se află Tatăl în tot acest timp de proces de degradare a fiului, că a durat mult timp? Nu a durat o zi sau două. Simplu. Tatăl este acolo unde și-a fost. El nu și-a schimbat locul, el se află acolo unde era. El nu s-a depărtat, nu s-a distanțat, era acolo unde era. Dar haideți acum să răspundem la întrebare de ce totuși. Și să aplicăm la noi. De ce Tatăl nu a întreprins nimic? Să aplicăm la noi. Să ne privim pe noi din perspectiva aceasta ca să înțelegem prima promisiune care stă în capul la multe promisiuni. Prima etapă. Merge vorba de atitudinea fiului care este rece față de tatăl și cere avere. Îți imaginezi ca, hai să vorbim mare, că e mai mare, să vină Marc la mine, fiul meu cel mai mare, și să ceară partea lui de avere. Știți, acum el e mare, probabil că n-aș lua o nuiauă să-i dau pe spate, dar cel puțin i-aș arăta cu de aici tot încolo și să n-al mai ved. Tatăl nu face așa. Spune că el i-a luat și i-a dat. De ce? De ce nu îi zice nimic? Fiindcă fiul nu este gata să înțeleagă ceva. Ar fi făcut mai rău. Și ce face tatăl? El continuă să demonstreze dragoste care nu se poate de explicat față de fiul său. Dragoste și răbdare. Știți, în relația noastră cu Dumnezeu, este posibil să ajungem la momentul când tot ce ne interesează de la Dumnezeu este să ne dea ce ne-a promis. Rugăciunile noastre sunt mai mult, Doamne, dă-ne ce e, dă-ne ce e, dă-ne ce e. Noi ne știm drepturile și ne cerem ce este pe drept. Ne cunoaștem foarte bine drepturile. Și este adevărat că El ne-a făcut moștenitori în Iisus Hristos, ne-a umplut cu daruri, ne-a dat din Duhul Său, ne-a pus într-o familie, ne-a înconjurat cu grijă, dar așa ne-am deprins cu El, că nu mai ținem seama la El, la sfințenia Lui, la frumusețea Lui, la caracterul Lui, la El însuși. Tot ce ne interesează de multe ori este, Doamne, dăm, și rugăciunile noastre, putem să le observăm că sunt pline numai de cerință. Și am uitat de ce e că Domnul ce caută cel mai mult de la noi este să-L iubim pe El din toată inima și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Haideți la etapa a doua. El cu adevărat ne-a îmbogățit pe fiecare din noi. Enorm de multe ne-a îmbogățit. Și cel care l-a cunoscut pe Domnul Iisus, voi știți cum ne-a îmbogățit El. Nimeni nu poate să ne îmbogățească. Și nu vă gândiți la bogățiile pământului acestui care să toate ard. Gândiți-vă la bogățiile spirituale pe care noi le-am primit, la libertatea, la ceea ce avem în El. Gândiți-vă la alt fel de bogății care nu pot să se compare absolut cu nimic. Frica care s-a dus, pacea care a venit, bucuria, spălarea păcatelor. Astea toate sunt niște bogății care nu pot să primești în altceva. Și fii atent, încă am mai pus și noi și Duhul Lui încă. Și acum gândește la etapa a doua. Ai primit toate bogățiile acestea. Și în sfârșit fiul se simte independent. Eu ca un tată, dacă aș fi făcut la fel cu fiul meu, eu aș încerca, firește vorbind, să-i zic, fiule, dacă pleci, doar tatăl știe ce se va întâmpla. Nu te duce, nu te așteaptă nimeni acolo, îți vei distruge viața. Și tatăl nu face aceasta. De ce? Fiindcă tatăl știa că nu va ajuta acum. Dacă tatăl ar fi oprit, ar fi făcut mai rău. Fiul încă nu a înțeles ce pierde prin plecarea lui de la tatăl. El încă nu a conștientizat
că la distanță de tatăl își va distruge viața. Și spune, vorbește, nu vorbește, nu va lucra pur și simplu. Dar oare nu este la fel și la noi? Atunci când ne familiarizăm cu El și nu mai vedem în El decât o sursă de venit. Și atunci începem să ne distanțăm, să ne departăm de El. Și atunci când rugăciunile noastre, în mare parte sunt numai, Doamne, Tu știi, am nevoie, ce a făcut, numai de plângi și numai de ceri, să știi că ești într-o stare foarte periculoasă. Fiindcă atunci este perioada în care ai tot șansa să se depărtezi de El. Și știți, mulți se gândesc că distanțarea de Dumnezeu este să pleci cumva, să te întorci cu spatele la Dumnezeu. Haideți să vă citesc cum spune Dumnezeu ce înseamnă să te distanțezi de El. Ce înseamnă să ne departăm de El. Isaia 59:1. Dumnezeu zice, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte, vă imaginați? Căci mâinile vă sunt mâjite de sânge și degetele de nelegiuire. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Niciunul ea nu-i place dreptate, niciunul nu se judică cu dreptate. Ei se bizuie pe lucruri deșarte și spune adevărul, zămâslesc răul și nasc nelegiuirea. De multe ori ne gândim că să te distanțezi de Dumnezeu este ceva care vede toată lumea. Și deloc nu este așa. Sunt două modalități. Cum omul se distanțează de Dumnezeu. Și asta ține de relații cu El. Sunt păcate care, așa noi le numim morale și spirituale, care te distanțează pe tine de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, poți să fii tu singur acasă și sunt păcate care numai tu le știi și aceasta te distanțează de Dumnezeu. Dar mai este și a doua la care, din păcate, mulți, și acum vorbim copiilor lui Dumnezeu, mulți copii de Dumnezeu nu-și dau seama păcate relaționale aici. Atunci când între mine și tine ne punem ziduri prin felul nostru de purtare unul față de altul, prin amărăciunea noastră, prin răutatea noastră, prin critica noastră, prin invidia noastră, prin toate lucrurile acestea, asta este ce e cel mai mult ce distanțează copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește din nou și din nou ca să fugim de orice răutate. Și voi menționa puțin mai târziu lucrurile acestea. Păcate între tine și mine, iată ce deseori ne distanțează și pun un zid, spune, de dispărțire și atunci spune că urechea Lui deja nu mai aude ce vorbim, fiindcă este zidul acesta, noi ne-am distanțat prea tare. Și atunci vine etapa 3. Etapa în care se începe degradarea. Atunci când devenim independenți, fiindcă ne-am distanțat la o distanță măricică, noi deja nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Noi deja nu mai înțelegem vocea lui Dumnezeu, fiindcă suntem prea la distanță deja. Atunci când Fiul în sfârșit a ajuns să facă cu viața lui ce credea el că este bine și corect, a început degradarea. Și din nou, Tatăl nu întreprinde nimic aici. De ce? Fiindcă la acest moment totul este în roz. Totul este la picioarele Fiului. Ce nu ei spune, nu va lucra absolut nimic aici. Fiindcă el crede că totul ține sub control. Acum el are bani, acum el este în pic, acum el este, poate face orice. Nu poți să-i dovedești, indiferent cine n-ai fi tu, să-i dovedești ceva, fiindcă acum el se consideră că totul controlează. Și în sfârșit a ajuns să fie liber și în libertatea aceasta poate să facă orice cu viața lui. Când te depărtezi de Tatăl, începi să-ți creezi, și aici este cheia, un cuvânt, standardele noastre, morale și spirituale. Aici se începe degradarea noastră, aici se începe ceea ce noi numim că noi avem regulile noastre. Noi ne facem felul nostru de trai, noi avem cultura noastră și noi considerăm că așa este bine. Și știți unde ajungem? Ajungem, cum Domnul spune prin Isaia, la capitolul 3, versetul 5 și mai jos. Fiți atenți! Uitați-vă care este starea când ajungem aici și ce se întâmplă. Oamenii se vor asupri, fiți atenți, asta este
o stare în care trebuie, vă rog, fiți atenți că nu sunt cuvintele unui proroc simplu. Sunt cuvintele lui Dumnezeu care a vorbit prin proroc și este ca să deschide urechea copiilor lui. El vorbește copiilor lui, nu celor nipocăiți, nu celor necredincioși. Vorbește ție dacă te numești credincios. Cuvintele acestea spune, iată ce se întâmplă atunci când noi devenim independenți, ne facem regulile, standardele noastre. Uitați ce spune Domnul. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Atunci am ajuns în etapa. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Unul va apăsa pe celălalt, fiecare, pe aproapele lui. Tinerul va fi obraznic față de cel bătrân și omul de nimic față de cel pus în cinste. Oare nu suntem martori la lucrurile acestea astăzi? De câți ani deja lucrurile acestea se întâmplă? Uitați-vă mai departe. Isaia 3, versetul 8. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda. Țineți minte că Ierusalimul sau Iuda, în tălmăcire, în sens spiritual, se are în vedere poporul care duce laudele lui Dumnezeu. Și vorbește pentru noi, desigur, aici. Pentru că vorbele și faptele, fiți atenți, de multe ori noi nu încercăm ca să ne gândim că vorbele noastre pot să aducă atâtea pagubă în viața noastră. Fiți atenți, se spune, se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda pentru că vorbele și faptele lor sunt împotriva Domnului, fiți atenți, și tragic, înfruntând privirile lui mărețe. Înfățișarea feții lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față păcatul fără să-l ascundă. Vai de sufletul lor, spune, căci și-au adus răul peste ei înșiși. Citesc mult prorocii ultimul timp și stau absolut șocat cât de tare Dumnezeu strigă la poporul lui. Astăzi trăim timpuri în care fiecare trăiește după standardele lui proprii. Fiecare face ceea ce crede că este corect. Și ne-am creat propriile standarde. Aceasta este starea de degradare a poporului Dumnezeu. Și este a patra. Starea de plâns, sau anumită etapa porcului. Atunci când ajungi deja înconjurat de porci, să mănânci împreună cu porcii și să mănânci mâncarea porcilor. Este starea de ultima, cea de mai jos. Și nici aici vedem că tatăl nu face nimic. Cum am zis și mai sus. De ce? Tragic și aici, nu-i așa? Fiindcă nici chiar la etapa aceasta nu poți face nimic. Din păcate, fiul trebuie să ajungă la cel mai jos nivel, fiul lui Dumnezeu, fii atent, fiul lui Dumnezeu, să ajungă la cel mai jos nivel ca să-i vină mintea la loc. Oh! Sunt sigur că unii au ajuns la etapa aceasta. Și înțelegem despre ce vorbim, nu-i așa? Ajungem într-o stare în care cu adevărat este de plâns, dar atât de încăpățânați suntem că nu mai auzim nimic. Fie să strige oricine, n-ar striga la noi, noi mergem așa cum credem că totul va fi bine. Încercăm să ne convingem pe noi înșine că standardele pe care le trăiesc eu, ele sunt corecte, știți? Și să umblăm de la mare la mare, într-o biserică la alta, de la un frate la altă, ca să găsim pe cei care sunt de aceeași părere cu noi, ca să ne susținem părerea noastră și ideea noastră. Dar etapa aceasta este crucială. Și cât de tragic n-ar suna până acum, știți, mulți din noi trebuie să ajungem anume la etapa aceasta. Anume să fim înconjurat de porci, să mâncăm mâncarea porcilor. Mulți din noi trebuie să ajungem aici ca în sfârșit să ne vină mintea la loc. Nu că era necesar, dar realitatea dovedește aceasta, în sfârșit să ajungem la etapa aceasta. Și interesant, când ajunge la etapa aceasta, fiul spune că îi vine mintea la loc, își vine în fire parcă, vine mintea la loc și el face patru decizii cruciale, patru pași cruciale ca să se întoarcă înapoi. Oh! Așa îmi place cum Domnul Iisus a explicat aceasta. Patru lucruri cruciale ca fiul să se întoarcă înapoi, patru etape de restaurare care sunt inevitabile pentru fiecare care s-a depărtat de Dumnezeu, indiferent cât de departe nu ești tu. Haideți să ne uităm împreună în textul care l-am citit. Spune că fiului îi vine mintea la loc. Versetul 17. Primul lucru care îl face, el recunoaște
ce a pierdut. Și că la tatăl este mai bine. Înțelegeți? El în sfârșit a înțeles ce am pierdut eu. Ah, pur și simplu este de nedescris. Am pierdut prea mult. Am pierdut și nu știu cum să întorc înapoi. Am pierdut frumusețea care o avem. Am pierdut modul de trai a tatălui. Am pierdut cultura lui. El recunoaște și recunoașterea aceasta înseamnă pocăință. El recunoaște că ce avem la tatăl n-am putut să găsesc nicăieri în altă parte. Chiar dacă m-am gândit că aș putea, el nu. Versetul 18 este a doua. Primul lucru este fiul recunoaște. Recunoaște, dar recunoaștere înseamnă pocăință. Versetul 18, el decide, fiți atenți, decide să se întoarcă la tatăl și la căile lui. El ia o decizie, știți? Este un lucru să recunoști. Da, așa este. Să te întorci înapoi la treuca porcilor și să rămâi acolo. Să vă zic, mulți sunt cei care, da, recunosc că ei sunt la distanță, dar nu le ajunge și a doilea pas. Să recunoști că ești într-o stare rea, că este abia începutul. Abia începutul, mai departe trebuie. Ai recunoscut că ești în starea aceasta, fă următorul pas. El spune, el decide, spune pe loc, mă voi întoarce. El decide să se întoarcă la tatăl și la căile lui. Știți, să zici că mă întorc la tatăl nu înseamnă. Înseamnă să fii sub tatăl. Înseamnă să fii sub autoritatea tatălui. Înseamnă să te întorci în casa tatălui, să asculți de el, să trăiești după valorile lui. Fiul decide, mă întorc înapoi la tatăl, că acolo am avut de toate. Recunoaște la acest moment că standardele tatălui sunt mai bune. El decide, apropo de ceea ce a vrut el să elibereze, el decide să fie dependent de tatăl, să întoarcă sub autoritatea tatălui ceresc. A treia etapă. Este 18 și 19. El se smerește până acolo. Oh, așa de tare îmi place locul este, el se smerește până acolo, că el uită de drepturile lui, că este fiu și zice, mă voi duce și voi spune, tată, nu mai merit să mai fiu fiul tău, să mă numesc fiul tău. Primește-mă înapoi ca unul din angajații tăi. Știți când a cerut averea fiul, ceea ce avea el aici, eu am drepturi să cer. La momentul acesta, el a uitat de drepturi. Și zice, nu se mai gândește la avere să mai capte de la tatăl sau ce și mai poate să mai primească de la tatăl. Spune, primește-mă măcar unul ca, fiindcă chiar dacă nu vrei să mai numești fiu, chiar dacă sunt unul angajat la tine, tot unul va fi mai bine decât să fiu la distanță de tine. Și este a patra. Și din nou este absolut crucială a patra. Chiar dacă recunoști toate de mai sus, dar nu faci pe a patra, tot este, nu se schimbă nimic. A patra, el merge la tatăl, fii atent, el merge la tatăl și recunoaște cu voce tare, el recunoaște cu voce tare toate lucrurile care au fost pus mai sus când le-a spus el în inima lui. El vine și spune, tată, și enumeră toate lucrurile cele. Și veste bună este că nu e necesar să ajungi la stare de plâns împreună cu porcii, ca să înțelegi că fără sfințenie tatălui vei ajunge cu porcii. Fără ca să trăiești standardele, sfințenia lui Dumnezeu, fără ca să trăiești normele lui Dumnezeu, fără ca să trăiești, să împlinești frumusețea ce ai cuvântul lui Dumnezeu, vei ajunge cu porcii. Nu e necesar să ajungi să mănânci mâncarea porcilor ca să renunți la drepturile tale și ca să vezi frumusețea lui Dumnezeu. El ne-a făcut în Domnul Iisus moștenitori, dar în relația noastră cu Tatăl. Noi nu ne ținem drepturile noastre, fiindcă chiar dacă Dumnezeu ne-a înzestrat cu niște drepturi și cu daruri, este numai datorită milei, dragostei și bunătății Lui. Da, noi avem multe lucruri în El, dar aceasta nu este important și nu este în prim plan. Cel mai mult ce avem la Dumnezeu este mila și bunătatea Lui, dragostea Lui, care niciodată nu va fi mai prejos decât tot ce am primit noi. Să-L privim pe El anume din perspectiva bunătății și că El ne-a înzestrat cu enorm de mult, dar dragoste, datorită dragostei, milei și îndurării Lui.
dar chiar și în starea dată. Mirosind a porc, murdar, zdrențuros, fără încălțăminte în picioare, tatăl este gata, versetul 20, tatăl este gata. Când te întorci înapoi, și aici este puternic, mirosind a porc, nespălat, zdrențuros, fără încălțăminte, tatăl este gata să alerge în întâmpinarea ta, fiindcă pentru el este important nu mirosul tău, de toate păcatele, de toată distanță, dar este importantă inima ta. Decizie care tu deja ai luat. Fiul nici n-a reușit să-i spună încă nimic și el deja a căzut cu capul la pieptul fiului și l-a acceptat. El a înțeles că fiul a înțeles. Și până când nu înțelegi, tatăl nu te poate ajuta cu nimic. Haideți să citim încă un pasaj. Isaia, capitolul 1, se începe cu regret, se începe cuvintele acestea. Profeția se începe cu aceste cuvinte. Veniți totuși, dar uitați-vă ce frumusețe prin toată întunecimea aceasta, el spune, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, și uitați-vă bunătatea lui Dumnezeu, de vor fi păcatele voastre cum este cărămida, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână, de veți voi și veți asculta, din nou condiție, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Doamne, ce a pregătit Domnul pentru copiii lui, nu poți să le descrii. Și de câte ori noi mâncăm cu porci și ne place mâncarea porcilor? Mâncarea porcilor, știi ce este? Toată răutatea, invidia, tot ce este împotriva aproapelui meu.